cântă cocoșii afară și în dimineața iară. Văd că mor prin zorii la masă cu precinii. Cântă cocoșii afară și în dimineața iară. Văd că mor prin zorii la masă cu precinii. Ia uzi cât de bine cântă muzica, numai pe plăcerea mea, la 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 la. Cu precinii mei tot golim pare, noaptea scurtă mi se pare, la 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 la. Vinui bun că-i din butoi și petrecerea-i întoi. Drag mi să mă veselesc și muzica s-o plăcesc. Vinui bun că-i din butoi și petrecerea-i întoi. Drag mi să mă veselesc și muzica s-o plăcesc. Ia uzi cât de bine cântă muzica, numai pe plăcerea mea, la 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 la. Cu precinii mei tot golim pare, noaptea scurtă mi se pare, la 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 la. Acasă nimeni nu pleacă, li drag la tot să petreacă. Că-i multă veselie, așa cum îmi place mie. Acasă nimeni nu pleacă, li drag la tot să petreacă. Că-i multă veselie, așa cum îmi place mie. Ia uzi cât de bine cântă muzica, numai pe plăcerea mea, la 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 la. Cu precinii mei tot golim pare, noaptea scurtă mi se pare, la 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 la. Atunci îmi petrec eu bine când îți precinii cu mine. Și-mi cântă muzica numai pe plăcerea mea. Atunci îmi petrec eu bine când îți precinii cu mine. Și-mi cântă muzica numai pe plăcerea mea. Ia uzi cât de bine cântă muzica, numai pe plăcerea mea, la 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 la. Cu precinii mei tot golim pare, noaptea scurtă mi se pare, la 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 la. Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Lena Miclăuș și sunt gazda dumneavoastră timp de o oră și jumătate la emisiunea Veselește-te cu noi. Astăzi avem invitați, dragi mie cel puțin, și am insistat foarte mult să vină la emisiune și iată că s-a păsălit oarecum și astăzi sunt în platou emisiunii. Este vorba despre Mona Lisa Șufană împreună cu soțul ei Radu și bineînțeles un bun coleg și prieten de-al meu mai vechi care a stat la Hunedoara, dar s-a făcut bănățean de câțiva ani. Este vorba despre Vali Tănase. Bună ziua și bine ați venit la noi la emisiune. Bună ziua, Lena. Bună ziua. Mă bucur din suflet că ați reușit într-un final să veniți la noi la emisiune. Și noi ne bucurăm, Lena, ne bucurăm deoarece ești o gazdă extraordinară de mândră și foloasă, așa cum spunem noi bănățănii.
Știi că mi-ești dragă. Știu și de-aia am insistat și foarte mult să veniți la noi în emisiune, dar... Uite, Dumnezeu ne-a ajutat și iată-ne aici. Mai greuț că avem și evenimente. Asta e. Trebuie să împăcăm și acolo și acolo, să trebuie fim să și... Sigur că da, să ne vadă telespectatorii și la televizor, dar să ne vadă și pe scenă. Așa. Vali? Și eu vreau să-ți mulțumesc de invitație. Într-adevăr, așa e. Prieteni de mult, vechi, dar ne vedem tot mai rar. Tot mai asta rar, e. Drumurile noastre merg în direcții diferite, dar e bine că, uite, ne vedem măcar la o emisiune, la... Sigur, sigur că da. Măcar tot la o dată lucruri pe frumoase, an. Da. Da, măcar o dată da, pe an. Sau poate mai des. Că nouă ne place aici, s-ar putea să noroc ne venim. Prima dată e mai greu, știi? În orice lucru. Prima dată, după ce te așa înveți, este. E în regulă. Eu mă bucur din suflet că ați reușit să veniți astăzi la noi la emisiune. Și cum a fost drumul? Cum ați venit? Greu? Am venit împreună cu Vali, așa ne-am înțeles. Ne-am dat întâlnire într-un punct, după ce ne-am terminat puțin obosiți, dar... Ne-am lăsat pe el să nimic, se aibă grijă de noi. Nu se va vedea pe camere, știi? Nu i-am prea noi să pui de somn. Nu se va vedea. Te-am păcălit de data asta, colega. Nu-i nimic, dar te vizare conduce Radu. Dar poate să conduc el când mergeți înapoi. La întoarcere Radu, cu siguranță. Voi ați mai fost la emisiunea noastră? Nu la emisiune, la televiziune. Că la emisiune n-ați mai fost. Nu, la emisiune nu. La televiziune aici? Da, sau... la Info HD. Da, nu, da, da. N-am mai fost. N-ați mai fost. Cel puțin eu nu. Mona Lisa, da. Voi da, ați mai fost. Înaintea mai... Înseamnă că voi sunteți mai vechi. Eu mă bucur din suflet că ați venit. Nu vreau să lungesc foarte mult cu vorba. Dăm drumul la piesele voastre frumoase și povestim că avem timp de povești. Haideți să-i urmărim pe Mona Lisa Șufană, Brâu-i Fala în Banat și Vali Tănase, De când mă știu pe pământ. Brâu și nel și el, la joc nu să fie, fruncea vrea să fie, la 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 la. Brâu-i fala în Banat, cu drag l-am purtat și n-am să-l zăuit, au cu el a crescut. Brâu-i fala în Banat, cu drag l-am purtat și n-am să-l zăuit, au cu el a crescut. Brâu și nel și el, la joc nu să-mi fie, fruncea vrea să fie, la 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 la. Brâu și nel și el, la joc nu să-mi fie, fruncea vrea să fie, la 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 la. Hai la brâu, dă-mi-ne roată, vița mea de frunce, un pupac și mulce, la 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 la. Să petreșem ziua toată, că nu este în lume, să ne treacă nimeni. Popișor și așezat, toți l-am învățat și de fală ești, au brâu de la pornești. Popișor și așezat, toți l-am învățat și de fală ești, au brâu de le pornești. Muzica să cânăce și ne stă să asculce, în joc vină iuce, la 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 la. Muzica să cânăce și ne stă să asculce, în joc vină iuce, la 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 la. Hai la brâu, dă-mi-ne roată, vița mea de frunce, un cupac și mulce, la 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 la. Să petreșem ziua toată, că nu este în lume, să ne treacă nimeni, la 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 la. La Gose și la Nigei, bănățănii mei, joacă bucuroși, au brâu de-n strămoși. La Gose și la Nigei, bănățănii mei, joacă bucuroși, au brâu de-n strămoși. Că litera-i o soare, viața sărbătoare, de la mic la mare, la 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 la. Că litera-i o soare, viața sărbătoare, de la mic la mare, la 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 la. Hai la brâu, dă-mi-ne roată, vița mea de frunce, un cupac și mulce, la 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 la. Să petreșem ziua toată, că nu este în lume, să ne treacă nimeni, la 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 la.
la 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 la. Un gibeu omis și eu și tot neamul meu, sacile umblăm, au vreau să-l purtăm. Un gibeu omis și eu și tot neamul meu, sacile umblăm, au vreau să-l jucăm. Asta ne dulșeața, dragostea și viața, jocul pângimeața, la 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 la. Asta ne dulșeața, dragostea și viața, jocul pângimeața, la 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 la. Hai la brâdă mine, roată vița mea de frunce, un cupa ce mulce, la 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 la. Să petreșem ziua toată, că nu este lume, să ne treacă nimeni. La, 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 la. Hai la brâdă mine, roată vița mea de frunce, un cupac și mulce, la, 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 la. Să petreșem ziua toată, că nu este lume, să ne treacă nimeni, la, 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 la. Ciobănesc primul și cânt, la 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 la. La răcoare de izvor, la 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 la. În mijlocul turmelor, la 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 la. Ziua mă pun pe cojoc, la 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 la. Noaptea stau pe lângă foc, mă la 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 la. În fricarne de batal, la 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 la. Și când doine din caval, mă la 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 la. O fi munca asta grea, îi dar la stâne viața mea. După zile pășuna, îi dă bărcița să aștepta. Tata meu a fost cioban, la 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 la. Din noi o strâns bani pe bani, la 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 la. M-a învățat ca el să fac, la 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 la. Și nici când noi fi sărac, la 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 la. Ziua mă pun pe cojoc, la 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 la. Noaptea stau pe lângă foc, mă la 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 la. În fricarne de batal, la 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 la. Și când doine din caval, mă la 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 la. La strungă oile mâni, la 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 la. Să mulg lapte gras și bun, la 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 la. Strig băciță țucuteaș, la 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 la. Ia laptele și-l făcaș, la 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 la. Ziua mă pun pe cojoc, la 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 la. Noaptea stau pe lângă foc, mă la 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 la. În fricarne de batal, la 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 la. Și când doine din caval, mă la 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 la. Bat o ceapă în ștergă, și pus lărină pe șa. Mă măringă în ceau, și lui Doamne trai mai bun. Pe urdă brânză și miei, la 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 la. Îmi luai case vreo trei, la 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 la. Și mai zece dacă-mi iau, la 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 la. Oile tot nu le dau, la 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 la. Ziua mă pun pe cojoc, la 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 la. Noaptea stau pe lângă foc, mă la 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 la. În fricarne de batal, la 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 la. Și când doine din caval, mă la 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 la.
Dragii mei telespectatori, ați urmărit pe Mona Lisa Șufană și pe Vali Tănase. Vreau să vă, să vă amintesc că și pe noi ne puteți urmări pe pagina de Facebook care este afișată pe ecran în cazul în care nu ne vedeți astăzi la emisiune. Cu cine ați venit? Că n-ați venit singuri, cu trupa voastră, care nu mai are loc aici la noi în platou, că e destul de micuț. Din păcate, noi nu am reușit să-i aducem pe băieți cu noi, doar Vali a reușit. El se înțelege poate mai altfel cu băieții, nu știu, când sunt obosiți, dorm. Sunt obosiți. Când sunt obosiți, dorm. Vali, poți să... Da, eu am venit cu doi suflători de la mine din formație, cu Ciorogara Dinel și Toma Iulică. Da, într-adevăr, nu-i loc în platou, dar oricum ei, când o să cântăm, ei să văd de fiecare dată. Sigur că da. Și le mulțumesc oricum că... Bine, sunt ca și colegii noștri, că noi am mai și cântat împreună. Da. Mai colaborat cu trupa... Dar voi aveți trupe diferite. Da, avem trupe diferite, colaborăm, mai colaborăm. Ne înțelegem foarte bine într-un cuvânt spus și... Cum te-ai acomodat tu la Timișoara? Foarte repede. Foarte repede. Așa am vrut să cred la început, că e ușor, dar nimic nu e ușor. Nimic. Mai ales când, după atâția ani de stat în Ardeal, să te muți în Banat, unde obiceiurile sunt altele, și de cântat e la fel, e altceva. Am început cu brâurile, cu horele, cu... Asta e rânduiala, cum se zice, la Banat. Dar... Te-ai acomodat? M-am acomodat și acum îmi place, cu familia, da. Și te-ai mai întoarce înapoi sau nu? Oricum mă întorc destul de des. Ce să spun? Deocamdată mi-e bine acolo. Ți-e bine acolo și e perfect. Și, da. Atunci e foarte bine. Mona Lisa, da. Trupa ta, cum te înțelegi cu trupa ta? Cum colaborezi? Ca în orice... Te sprijină, te ajută sau cine te sprijină cel mai mult? Ca în orice familie, deoarece pentru noi formația este ca o doua familie, nu? Vale, am dreptate? Da. În care investim foarte mult timp, împărțim bucurii, tristețe. Mai avem și mici discuții. N-ai cum să nu ai mici discuții. Mici certuri, dar... cum să spun? Aș minți dacă aș spune că este totul perfect. Niciodată nu este totul perfect. Nu vreau să creadă lumea că suntem cei mai perfecți. Muncim, ăsta este adevărul, ne înțelegem bine cu băieții, altfel nu am progresat. De la, eu știu, de la an la an facem progrese tot mai mari. Asta se datorează și se vede... Vede de la publicul și publicul, da, sigur, ei apreciază. Sigur că da, ei sunt în măsură să ne... Deși soțul ar fi aici, poate mai... În măsură să discute, el este cel care ține așa în frâu, frâu tot, trupa, da. Și tot. Da. Păi o să discut cu el, dar vreau să mai urmărim câteva melodii frumoase. La saxofon Adinel Ciorogar, Iulian Toma și la acordeon soțul Mona Lisa Radu Șufan. Am vrut să zic Mona Lisa Șufan la acordeon, da? Da. Și Mona Lisa Șufan fi bage cu minte și Vali Tănase toate mândrele îmi dau târcoale. Wow. Haideți să-i auzim. Fii bage cu mince, pământa n-o mince și ți-aduși amince, la-la-la-la-la-la. Tot ce când s-adună, cât mă vezi de bună, nu și ieșim cășună, la-la-la-la-la-la. Bage pacimile tale, la-la-la-la-la-la-la. Când îți bune, când îți răle, la-la-la-la-la-la. Bune când ești lângă mine, la-la-la-la-la-la-la. Răle când nu știu de cine, la-la-la-la-la-la. Fii bage cu mince, pământa n-o mince și ți-aduși amince, la-la-la-la-la-la. Tot ce când s-adună, cât mă vezi de bună, nu știu ieșim cășună, la-la-la-la-la-la-la. La cafea
bombone și muzică, la 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 la. Vecinii tăi toți ce strică, la 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 la. Pentru mândrile frumoase, la 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 la. Cam zău îți bage de acasă, la 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 la. Te bage cu mince, pământ dar n-o mince. Și-ți aduci amince, la 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 la. Tot ce când s-adună, cât mă vezi de bună, nu știi și-mi cășună, la 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 la. Uită-se la cine toace, la 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 la. Numai dragul să nu-ți poarce, la 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 la. Uită ce și tu la ele, la 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 la. Dar atât de nu fac jale, la 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 la. Te bage cu mince, pământ dar n-o mince. Și-ți aduci amince, la 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 la. Tot ce când s-adună, cât mă vezi de bună, nu știi și-mi cășună, la 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 la. Ocolește bage satul, la 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 la. De la un capăt la altul, la 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 la. Dar să n-aud vom mândruță, la 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 la. Că ce culcă pe pernuță, la 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 la. Te bage cu mince, pământ dar n-o mince. Și-ți aduci amince, la 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 la. Tot ce când s-adună, cât mă vezi de bună, nu știi și-mi cășună, la 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 la. Te bage cu mince, pământ dar n-o mince. Și-ți aduci amince, la 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 la. Tot ce când s-adună, cât mă vezi de bună, nu știi și-mi cășună, la 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 la. Și-or avea cu mine, știe Dumnezeu. Nu le-am luat norocul numai cât-o mândră. Că la toate-ți drag, nu am nici o vină. Toate mândrele îmi dau târcoale și mi-s păcimași ca oricare. L-aș iubi pe toate, ce să fac? Nu mai știu nici eu cum să mă împart. Așa-ți eu, tare-mi place viața. Nu-i musai să am doar o mândră sat. Cât mi-s fișor tână nensurat. Tot ce mândrele îmi dau târcoale și mi-s păcimași ca oricare. L-aș iubi pe toate, ce să fac? Nu mai știu nici eu cum să mă împart. Și-i atât de bine să le strâng în brață. Mi-e atât de drag de cu sară să le calc pe prag. Toate mândrele îmi dau târcoale și mi-s păcimași ca oricare. L-aș iubi pe toate, ce să fac? Nu mai știu nici eu cum să mă împart. Că iubitul-i boală ce nu are leac. Niciodată de el nu mă las. Toate mândrele îmi dau târcoale și
și mi-s păcimaș ca oricare. L-aș iubi pe toate, ce să fac? Nu mai știu nici eu cum să mă împart. Și-or avea cu mine, știe Dumnezeu. Nu le-am luat norocul numai câci o mândră, că la toate-s drag, nu am nicio vină. Toate mândrele îmi dau târcoale și mi-s păcimaș ca oricare. L-aș iubi pe toate, ce să fac? Nu mai știu nici eu cum să mă împart. Dragii mei invitați, aș vrea să vă întreb care vă sunt începuturile voastre în muzică. La tine, Mona Lisa. Încep cu tine, că ești doamna de aici, de la noi, din platou. Nu știu de unde să încep. Atât la mine, cât și la Radu, aș putea spune că prima piatră de temelie a fost pusă înainte să ne naștem noi. Provenind dintr-o familie de muzicanți, familie de muzicanți, așadar am crescut cu cântecul și de asta ne-am lovit toată ziua. Dar cine te-a sprijinit pe tine cel mai mult? Până să mă căsătoresc, da. Părinții, categoric, deoarece și ei sunt în domeniu. Cel puțin mama a mai rămas în domeniu, tatăl s-a retras. Uh-huh. Și de când m-am căsătorit cu Radu, ne sprijinim reciproc. Adică Radu este stâlpul a ceea ce reprezint în ziua de astăzi și reprezentăm împreună, în fața publicului. Uite, la Radu pune capul așa. Are dreptate sau nu are dreptate, Mona Lisa? El este... Tu ești creierul, ești stâlpul, ești tot ce trebuie. El acolo. Nu vrea să recunoască, dar de când ne-am luat, cum spune Bănățanu, și am spus să facem ceva, trebuie să știm ce vrem de la viață. Sigur că da. Eu sunt genul de om care, chiar nu de, înainte să intrăm în emisiune, mi-a zis câteva planuri de sau ce mi-ar plăcea să fac și în afară de muzică colegului nostru Vali, atâi am făcut capul, dar având în vedere că suntem și aceea zodie, ne înțelegem de minune. Ne suportăm. Eu sunt genul de om care m-aș apuca de o mie și una de lucruri, dar nu le ajunge la bun sfârșit dacă nu am pe cineva care... Să te sprijine. Da. Iar Radu este... Să te tolereze când e cazul, nu? Da, Radu este cel mai butonul chipzit. Acela care știe cât... Până unde să ne oprim, să nu greșim prea mult. E greu, Radu, să o ai în casă pe Mona Lisa și ca și soție, dar și ca și cântăreață? Păi cum să spun? Mi-ați pus întrebare, adică m-ai pus întrebare ca să... adică mai complexă. Da. Adică, pe de o parte, este greu. Nu e greu. Dar trebuie să muncești mai mult, trebuie să ai grijă de mai multe lucruri. Să mergi la evenimente, la oameni, nu înseamnă doar ca să te duci să cânti. Sigur. Mai ales dacă ai formație, trebuie să te gândești să fii punctual, să fii cum te îmbraci, să duci stațiile să fie, să sune bine, să sunt mai multe lucruri. E adevărat. Nu te duci doar ca să iei instrument. Așa făceam înainte. Acum, e un șor pentru că pot să cânt ceea ce vreau eu ca să cânt. Sigur că da. Adică da. Calitativ, nu sunt nevoit ca să fac compromisuri. Am putut ca să... Aia și înseamnă reclamă un pic mai mult. Da? Să-ți faci o reclamă și să ai lângă tine oameni pe care te poți baza. În momentul când ai oameni cel care știu important. Care e treaba lor, atunci te duci și cânți și e mai ușor, zic eu, relativ mai ușor. Nu trebuie să mai faci compromisuri când te duci cu altcineva și te duci azi cu unul, mâine cu altul. Trebuie să faci. Este o responsabilitate pe care ți-o asumi. Sigur că și dacă, Doamne ferește, bate în lemn, nu mi s-a întâmplat niciodată, până în momentul de față, nici nu-mi doresc. Radu și cu mine și împreună cu formația noastră am reușit să ducem cu brio la final evenimentele care ne-am avut. Bun, băieții mei, am băieți tineri. Nu neapărat. Dar sunt talentați și mă ascultă. Adică ne ascultăm avem nevoie. Unii pe sigur, alții. Da. Și eu totdeauna am zis, din punctul meu de vedere, caracterul face mai mult decât profesionalismul tău. Poți să fii bun, foarte bun, exagerat de bun și să ai un caracter urât și atunci nu ne putem, oricum nu ne putem înțelege. Din păcate, publicul percepe altfel. Bine, să nu se înțeleagă greșit acum, doar caracterul contează. Nu, și munca. Simpatici și... Sigur că da. Trebuie să faci și treaba să fii bun. Normal. Dacă ești serios și îți dai silința, e... așa e.
Trebuie să fii bun. Dar și voi știți la fel de bine ca și noi. Păi știm, numai că trebuie să știe și telespectatorii noștri despre voi. Mergem mai departe și o să vin și la tine, Valin, dar haideți să mai ascultăm două melodii frumoase. Mona Lisa Șufană, Îți pare viața rai, apoi Vali Tănase, 40 de primăveri. Povestește-și mine, zici că dragoste ușoară în lume, dai ca piatra de mare. Bagă-l foc cu drag pe lume, au, au, că nu-l povestește-și mine, zici că dragoste ușoară în lume, dai ca piatra de mare. Îți pare viața rai și așa-i vrea să treacă, dar cât ce zile ai, dragul inima ți-o înșarcă. Am iubit și-am fost iubită, au, au, dar în suflet otrăvită. Am crezut că-i numai bine lume când ai dragul lângă cine. Am iubit și-am fost iubită, au, au, dar în suflet otrăvită. Am crezut că-i numai bine lume când ai dragul lângă cine. Îți pare viața rai și așa-i vrea să treacă, dar cât ce zile ai, dragul inima ți-o înșarcă. Să fugi de drag nu se poate, au, au, că atunci trebuie să fugi de toace. Bași de nu știi cât o ține lume, la inimă tot rămâne. Să fugi de drag nu se poate, au, au, că atunci trebuie să fugi de toace. Bași de nu știi cât o ține lume, la inimă tot rămâne. Îți pare viața rai și așa-i vrea să treacă, dar cât ce zile ai, dragul inima ți-o înșarcă. S-ar găsi pe lume, dar de-n drag lumea-i făcută lume și prea mulți asta să uită. Dă n-ar trebui la nimeni, au, au, nici nu s-ar găsi pe lume, dar de-n drag lumea-i făcută lume și prea mulți asta să uită. Îți pare viața rai și așa-i vrea să treacă, dar cât ce zile ai, dragul inima ți-o înșarcă. Nu mă crede, mi-o spun mie toți precinii mei. Parcă-mi-s mai în pucere și asta se vede, că aș iubi, Doamne, mai mult ca ei. 40 de primăveri, nimeni nu mă crede, mi-o spun mie toți precinii mei.
parcă mi-s mai în putere și asta se vede. Aș iubi, Doamne, mai mult ca ei. 40 de ani, jumătate a vieții, dar mă simt în floarea cinereță. Ce vine deodată, aș mai fi ciorit, să-ți o câci o mândră și ne m-ar opri. Ce mândra că la față am încinerit, ce la suflet tot la fel îmi spune. Că mi-s tiner și mai bun acum de iubit, ce nu m-ar da pe-nima în lume. Zice mândra că la față am încinerit, ce la suflet tot la fel îmi spune. Că mi-s tiner și mai bun acum de iubit, ce nu m-ar da pe-nima în lume. 40 de ani, jumătate a vieții, dar mă simt în floarea cinereță. Ce vine deodată, aș mai fi ciorit, să-ți o câci o mândră și ne m-ar opri. Trecut 40 de ani, poate numai așa, Doamne, puțin. Că acum le am pe toate și casă și bani, și trăiesc viața lume din plin. Nu-mi pare rău că-or trecut 40 de ani, poate numai așa, Doamne, puțin. Că acum le am pe toate și casă și bani, și trăiesc viața lume din plin. 40 de ani, jumătate a vieții, dar mă simt în floarea cinereță. Ce vine deodată, aș mai fi ciorit, să-ți o câci o mândră și ne m-ar opri. Mai treacă vreme multă că eu nu mă schimb, că mi-s păcim așa-șa mereu. Mult ce mândre-n brațe eu tot am să mai strâng, cât mă ține tare Dumnezeu. Să mai treacă vreme multă că eu nu mă schimb, că mi-s păcim așa-șa mereu. Mult ce mândre-n brațe eu tot am să mai strâng, cât mă ține tare Dumnezeu. 40 de ani, jumătate a vieții, dar mă simt în floarea cinereță. Ce vine deodată, aș mai fi ciorit, să-ți o câci o mândră și ne m-ar opri. 40 de ani, jumătate a vieții, dar mă simt în floarea cinereță. Ce vine deodată, aș mai fi ciorit, să-ți o câci o mândră și ne m-ar opri. Vali Tănase, de unde talentul tău în muzică? Cum te-ai apucat tu de cântat? Pot să spun că și eu m-am născut cu muzica în familie, chiar dacă mama și tata nu cântă, dar le place foarte mult să asculte, să distrează, să mă asculte. Dar în familie, bunicul meu a fost cel care... A cântat. Bunicul din partea mamei, da, a cântat la vioară. A fost un viorist bun. Mi-aduc aminte, nu foarte multe, că eram destul de mic, dar mi-aduc aminte când cânta la Nedei, cum e la noi aici. Da, da, da. Și după care fratele meu a fost cel care s-a apucat de muzică și am urmat și eu. Mi-a plăcut foarte mult și chiar pot să spun că am îndrăgit muzica de mic copil. Am făcut și o școală populară pe instrument, am cântat și la saxofon. Uh-huh. Am început și încet, încet cu vocea și... Dar cine te-a sprijinit astăzi pe tine cel mai mult? Deci cel mai mult pot să spun că fratele și după ce m-am căsătorit, soția. Chiar foarte mult. Dar tu te-ai apucat de mic copil, mă gândesc. De da, de mic, deci prima dată fratele meu... Da? Da, da. Și fratele meu m-a ajutat foarte mult. Fiind mai mare cu 5 ani jumate ca mine,
M-a ajutat foarte mult. M-a luat după el peste tot. Și unde mai, trebuie și unde n-a trebuit. Mai supăram, da, mai supăram, mai acum s-a săturat de tine. Da. Asta dar e. Nu cred că îi pare rău astăzi. Sunt convinsă pentru fratele tău, să Dumnezeu să ne. Da, mulțumesc, mulțumesc. Sunt convinsă că nu-i pare rău. Mona Lisa, cum v-ați descrie voi unul pe celălalt? De exemplu, tu cum l-ai descrie pe Radu? Sau cum îl descrii tu pe Radu? Cum l-aș descrie? Da, bună întrebare. Omul care mă completează, celălalt eu, care mi-aș dori să fiu. Frumos. Și care mi-am găsit, de fapt, celălalt eu. Celălalt eu. Da. Perechea perfectă. Înseamnă că voi sunteți. Nu suntem pași perfecți. Suntem foarte copilăroși. În orice familie sunt discuții, apar probleme, dar dacă știi să le treci cu bine și să existe vorbă între, comunicare, între parteneri, e perfect. Ca să nu, să nu sperii oamenii că ne-am descris ca fiind, așa, ca și o paranteză, copilăroși. Diferența între mine și Radu e undeva la 7 ani. Radu și-a păstrat și își păstrează în continuare spiritul acela foarte, foarte tineresc. E, nu pot să spun că este bătrân. A, nu e bătrân. Doar că s-a dat după mine. Nu mi-a cerut niciodată să, adică nu mi-a grăbit maturizarea. A preferat să rămână să te crească, el. Da. Foarte bine spus. Știi de ce îți spun așa? Pentru că între mine și soțul meu sunt 9 ani diferențe și am zis, cine știe. Să ai mare grijă cum mă crești, așa mă ai. Și da, exact. Și lucrul ăsta l-am apreciat foarte mult la Radu. Sunt, auzi, Radu, da? Sunt cupluri care au pretenția de la partenerul de viață mai mult decât grăbească. Pot oferi. Da. Și aici începe totul. Așa e. Viața îți dă dreptul, și nu, tu ai dreptul ca în viață, să-ți parcurgi pașii firești. Cum el, până la vârsta care o are în momentul de față, a văzut cum stau lucrurile, deși el mă atenționează pe mine în unele cazuri, nu știu, parcă vreau și eu să văd cum este. Adică trebuie să mă dau și eu cu capul. Trebuie să te dai. A, da. Noroc că este lângă mine și mă ține. Și foarte multe lucruri împreună le-a făcut probabil prima dată cu mine. Să știi că eu știu de Mona Lisa Șufană de când este cu tine. Nu știu de tine înainte, nu te-am auzit. Nu știu. Adică eu te știu, Mona Lisa Șufană, prin soțul tău. Bine, sunt și zonele, adică nu foarte îndepărtate. Nu sunt foarte îndepărtate. Dar oricum este... Este diferență de zonă și atunci probabil nu v-ați întâlnit nici în școli, nu, nici în... Nu, nu, da, sigur, sigur. Dar și de Radu v-ai auzit, de când ai auzit de Mona Lisa Șufană. Șufană, exact, exact, exact. Mi-ai luat asta vorba din gură. Asta înseamnă amândouă. Da, amândouă, sunt un tot. Da, exact. Amândouă. Înseamnă că poți să-mi... Noastră... Să-mi... Scuză-mă, spune ce-ai zis. Nu, am zis, având în vedere că așa ne, așa ne auzim, doar prin muncă. Și mă bucur, mă bucur că... că da. Așa îți dai seama de roadele muncii tale. Așa e, așa e. Tu poți să o descrii în câteva cuvinte pe Mona Lisa? Pe Mona Lisa s-a cam descris așa în mare. Păi nu, dar vreau de la tine să aud. Că foarte multe lucruri le-a făcut prima dată cu mine. Adică, ce să zic, prima dată poate am fost, nu mai știu dacă la mare ai fost înainte să, să fii cu mine. Da. Deci cred că tot împreună, și la circ, și la mai multe lucruri din astea care le-am făcut împreună și eu știu pe Mona Lisa de când aveam 11 ani. Eu. Bine, nu eram împreună atunci, dar... Relația noastră a fost frate și soră. Da, și eram tot foarte apropiat și așa s-a întâmplat mai târziu ca să fim împreună. Ce frumos! La 19 ani eu am avut alt gen de relație, adică... Da, na, prieteni. Prieteni. Nu mai frățiori și surioare. A fost o chestie foarte deci frumoasă. Deci nu este copilăroasă. Suntem de 8 ani. În ceea ce face. Ceea ce face, face cu seriozitate, când trebuie să fii serios. Având în vedere că Vali are atâția ani decât zice e. Să trăiască și momentele alea mai... Sau cel puțin a fost acum, deja a mai crescut. Da, da. Are 27 de ani, mai este așa. Nu știu ce a spus ce vârsta ai, de ce mi-ai spus vârsta? Lasă că-l bagi după emisiune. Oi, oi, oi. Sau în pauza de publicitate, oi, oi. Pentru că ascultăm două melodii frumoase. Mona Lisa Șufană, Viță Bănățeană, Vali Tănase, un videoclip. Iar noi ne revedem după publicitate, să vedem dacă Vali mai, dacă Radu mai intră în platou emisiunii sau nu. Să vedem cât o să-l bată Mona Lisa. Oi, oi. Publicitate. Și lida bărățan de la tata meu
l-am, de la tata meu l-am, lai la 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 la. Sejili de bănățan, de la tata meu l-am, de la tata meu l-am, lai la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră bănățana, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră cărășana, la 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 la. Pacim și dorul mulce, cu pacim și dorul mulce, la 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 la. Bănățană mi-s de frunce, cu pacim și dorul mulce, cu pacim și dorul mulce, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră bănățană, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră cărășana, la 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 la. Așa neamul meu a fost, cu pacimă și fălos, cu pacimă și fălos, la 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 e la. Așa neamul meu a fost, cu pacimă și fălos, cu pacimă și fălos, la 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 e la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră bănățana, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră cărășana, la 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 la. Cu banatul mă fălesc, la 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 la. Cât pe lume mai trăiesc, cu banatul mă fălesc, cu banatul mă fălesc, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră bănețană, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră cărășana, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră bănățana, la 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 la. E cu geala și pogana, la 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 la. Vița noastră cărășana, la 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 la. Nu-i altul în sat ca moșul meu, la fel ca el, Doamne, sunt și el. O iubit cu foc, toace mândrile, cu vorba lui dulce, le-a luat mințele. Mi-s cum a fost moșul și-am iubit mereu, toace mândrele care le-am vrut eu. Pătimaș-am fost de când eram mic, când mi-i dragă viața și nu ier nimic. Ce mândrile mă vorbesc de rău, cât de hoț și păcătos sunt eu. Călețul cu sară și apoi le las, și pe mine mulce tari ori prins de cas. Mi-s cum a fost moșul și-am iubit mereu, toace mândrele care le-am vrut eu. Pătimaș-am fost de când eram mic, când mi-i dragă viața și nu ier nimic.
viața le-am păcălit. Și mă știe lumea, pe mi și pe moș, că mi s-o dus vestea că-s mare cocoș. Mi-s cum a fost moșu și-am iubit mereu toace mândrele care le-am vrut eu. Pătimaș-am fost de când eram mic, că mi-i dragă viața și nu ier nimic. Și nimic. Și iubesc pe lumea asta și-ai frumos, și la suflet, Doamne, cu mare folos. Mi-s cum a fost moșu și-am iubit mereu toace mândrele care le-am vrut eu. Pătimaș-am fost de când eram mic, când mi-i dragă viața și nu ier nimic.